Numărul celor care au căzut pradă căpușelor în acest an s-a dublat față de anul trecut. Vorbim despre 1300 de oameni care au ajuns în spital după ce au fost înțepați. Sibiul rupe gura târgului la numărul celor înțepați de căpușe în acest an. Dacă anul trecut județul nostru se situa pe primul loc în top cu peste 600 de cazuri, anul acesta cifra celor care au ajuns la spital din cauza insectelor buclucașe s-a dublat. Vorbim despre un număr de 1300 de persoane. Sigur că cea mai mică problemă care a fost mediatizată este aceea mușcăturilor de căpușă, ceva mai multe decât în alți ani, 1300, dintre care în clinica noastră au ajuns 450 de pacienți cu simptome sugestive, mai mult sau mai puțin, de boală Lyme, pe care i-am monitorizat, i-am tratat și i-am evaluat prin analize de laborator, dintre aceștia fiind confirmați doar 138 de persoane cu boală Lyme în acest sezon în Sibiu. Din cei peste 1300 de oameni mușcați de căpușe, 450 au ajuns la secția de infecțioase, iar 89 au fost internați. La nivel de județ, în doar 10 luni au fost diagnosticate 138 de persoane cu boala Lyme. De asemenea, tot la Sibiu a fost înregistrat și un caz de encefalită de căpușă. Victima înțepăturii a făcut o formă destul de complicată a bolii, însă în urma tratamentului s-a recuperat cu succes, iar la ora actuală este în afara oricărui pericol.